Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, este așteptată în legislativ pentru a oferi explicații în cazul fostului membru al comisiilor pre-veting și veting, Tatiana Răducanu, care este suspectată de legături anterioare cu omul de afaceri Vyacheslav Platon și Aureliu Colenco, avocatul lui Ilan Șor. Președintele Comisiei Juridice a Parlamentului, Veronica Roșca, a declarat pentru TV8 că va expedia o invitație oficială la Procuratura Anticorupție. Este vorba despre interacțiunea dintre structurile statului. Membrii comisiei au dreptul să pună întrebări și să primească răspunsuri oficiale, a spus Roșca. Ea susține că această solicitare nu este o interferență în actul justiției și mai ales în procesul de examinare a probelor. Roșca a adăugat că Dragalin poate oferi răspunsuri și în scris. Canal 5 nu a reușit să afle dacă adresarea a fost expediată. Nici Veronica Roșca și nici Serviciul de Presă al Procuraturii Anticorupție nu au răspuns solicitării noastre de a oferi informații. Amintim că la începutul săptămânii trecute a izbucnit un scandal în jurul judecătoarei Tatiana Răducanu, care a fost membru al comisiilor de veting și preveting și este membru al Consiliului Suprem de Securitate. Asta s-a întâmplat după ce în internet a apărut o scrisoare în care șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, punea la îndoială integritatea magistratei și declara despre legăturile ei cu Vyacheslav Platon și Ilan Șor, făcând referire la corespondența lor. Răducanu a negat categoric aceste acuzații, dar în curând a demisionat din funcția de membru al comisiilor menționate. Parlamentul a aprobat cererea ei cu voturile a 54 de deputați PAS. Platon și avocatul Colenco au infirmat informațiile apărute. Ultimul spune că nu a comunicat cu Răducanu din 2014. Președintele Maia Sandu a declarat anterior în platoul TV8 că așteaptă probe pentru acuzațiile făcute de Dragalin. La rândul său, procurorul șef anticorupție în platoul unui alt post, Jurnal TV, a declarat că președintele știa despre situația din jurul Tatianei Răducanu, deoarece Dragalin încă în aprilie a expediat administrației prezidențiale, guvernului și președintelui Parlamentului Igor Grosu o scrisoare în care se îndoia de integritatea acestui judecător. Veronica Dragalin a spus că în 10 aprilie a recepționat de la procurorul care instrumentează dosarul penal o notă de informare cu privire la pretinsele legături suspecte ale Tatianei Răducanu și imediat ar fi proces la examinarea documentelor. Iar în 30 aprilie, pe acest fapt, a fost inițiat un proces penal. Dragalin a subliniat că acele mesaje nu au fost primite de la telefoanele ridicate de la Vyacheslav Platon în 2016, așa cum susțin unii reprezentanți ai puterii. Șefa Procuraturii Anticorupție a afirmat că, pe baza informațiilor disponibile, ea consideră că aceste mesaje nu sunt inventate, dar a menționat că ancheta este la o etapă incipientă, iar ce stă în spatele acestor mesaje va deveni clar când cazul va fi închis. Ulterior s-a aflat că schimbul de SMS-uri se păstra cel puțin din 2018 în computerul unui procuror al CNA.